Horoscop săptămânal 8-14 mai 2023. Începe a doua săptămână a lunii mai. Săptămâna aceasta va avea loc sub auspiciile unei Venus foarte puternice în Rac. Asta înseamnă că vom fi plini de energie și vitalitate pentru a lucra, a iubi, a visa, a face afaceri, a ne distra și așa mai departe. Aceasta este perioada în care nu trebuie să ratați momentele de fericire. Mulți dintre noi vor avea suficientă energie pentru a depăși eșecurile în buclă. Viețile multora dintre noi se vor schimba în bine. Dacă sunteți gata să faceți orice pentru a câștiga mai mulți bani, atunci această săptămână este perfectă pentru voi, deoarece Venus se va muta în Rac pe 7 mai, ceea ce va începe să ne dea mai multă putere. Lenea și inclinația pentru aventură nu vă vor duce la un rezultat bun în muncă și în afaceri. Berbec. Berbecul, cel mai probabil, va putea înțelege foarte repede că este confuz sau să înțeleagă că este pe calea cea bună în viață. În orice caz, un fel de perspectivă va coborâ asupra lui, datorită căreia va putea înțelege rapid cum și unde trebuie să meargă mai departe în viață. Săptămâna aceasta poate fi numită un fel de punct de tranzit. Berbecul va putea să-și adune gândurile, să aibă răbdare și să înțeleagă ce slăbiciuni are. Este posibil să întâlnească oamenii potriviți care să-l inspire la fapte strălucitoare și foarte importante, să-l facă mai îndrăzneț, mai responsabil și mai înțelept în viitor. Pentru a obține succesul financiar, berbecul poate fi nevoit să depășească unele dificultăți care vor apărea pe neașteptate la începutul săptămânii. Taur. Taurul trebuie să se ferească de a comunica cu oameni toxici și vampiri energetici. Aceasta este regula de bază a succesului, deoarece Venus vă va oferi multă putere, pe care o puteți deschide pentru vânătoare. Acum ar fi bine să vă bazați doar pe oameni de încredere și testați în timp. Taurul va fi mai agil, va începe să simtă subtil energia din jurul lui. Al șaselea simț va începe să funcționeze mai eficient. Acest lucru vă va ajuta să luați decizii importante mult mai rapid. Venus în Rac îi va da noroc Taurului, în ciuda faptului că planeta financiară Mercur este încă retrogradă. Este posibilă o creștere rapidă a veniturilor, o încasare unică a unei sume mari, o achiziție valoroasă, noi oportunități promițătoare și promovare. Din păcate, va trebui să munciți din greu pentru a câștiga un bonus frumos. Gemeni. Gemenii ar trebui să treacă de la haos la politica moderației. Totul este bine dacă este bun cu moderație. În ciuda faptului că Venus va da puțină energie, aproape toată lumea o poate irosi, în special o persoană din acest semn zodiacal. Este timpul să faceți ceva semnificativ, pentru familie, pentru prieteni, pentru voi înșivă. Este important să vă amintiți că otrăvește viața, așa că, deocamdată, mergeți mai departe și faceți ceea ce vă cere Universul. Gemenii vor putea să se depășească pe ei înșiși, datorită cărora vor câștiga o cantitate imensă de forță și energie pentru realizările viitoare, precum și de a crește stima de sine. Venus nu va transforma gemenii în oameni inflexibili, ci va da puțin mai multă încredere în sine. Conflictele, neînțelegerile și resentimentele colegilor sunt posibile, dar dacă nu vă ascundeți de responsabilitate, acest lucru poate fi evitat. Rac. Racul în această săptămână, patronul lui în persoana lui Venus, va ajuta la corectarea greșelilor trecutului, precum și la stabilirea unei atmosfere familiare. Puteți aplana în siguranță ritualuri din scandaluri, certuri și discordie în familie. Puteți să cereți iertare pentru faptele voastre rele, precum și să-i iertați pe alții. Dacă săptămâna trecută a fost o perioadă de aruncare și anxietate, atunci perioada de la 8 mai și până pe 14 mai poate fi numită o perioadă de răscumpărare, purificare și primire a celor mai necesare beneficii din univers. Venus va încerca să-i ajute pe raci să-și îndeplinească dorințele. Cel mai important lucru acum este să nu înfuriați soarta pentru necazurile din trecut. Poate că au fost concepute de univers. Planeta activă Venus îl va ajuta pe Rac să primească câteva bonusuri suplimentare. Concentrarea și atenția maximă vor aduce rezultate financiare pozitive. Cu o probabilitate mare, Racul va avea timp să facă mai mult decât se așteaptă. Leu.
Încă de la începutul săptămânii, energia vibrațiilor înalte va prevala în leu. Va fi o perioadă cu noi victorii și noi oportunități. Va trebui să deschideți ochii și să priviți în viitor, precum și să separați importantul de fals. Este timpul să prioritizați și să luați măsuri. Puteți planifica în siguranță lucrurile pentru viitor, puteți face treburi casnice, puteți comunica cu oamenii. Principalul lucru acum este să terminați orice lucrare care a fost începută. Săptămâna aceasta va fi perfectă pentru o evadare romantică sau o evadare retrasă. Trebuie să vă ascultați inima pentru a înțelege ce vrea. Săptămâna aceasta veți avea timp să refaceți o mulțime de cazuri care s-au acumulat la locul de muncă. Merită să vă pregătiți din timp pentru faptul că nu totul va merge ceas din vina lui Mercur negativ, care va slăbi ambițiile leului. Acesta nu este un moment foarte favorabil pentru introducerea unor schimbări fundamentale. Fecioară. Fecioara ar trebui să-și amintească un adevăr simplu despre această săptămână și despre luminile de noapte care o guvernează. Norocul nu zâmbește de două ori. Dacă se prezintă vreo oportunitate bună pentru a reuși în afaceri, în muncă sau în treburile amoroase, trebuie să profitați de ea. Este necesar să vă depășiți frica și nesiguranța, precum și să faceți abstracție de la opiniile și gândurile oamenilor din jur, pentru că printre aceștia pot fi mulți dușmani și nedoritori. Vă puteți pierde brusc interesul pentru ceea ce iubiți, dar ar fi bine să nu trageți concluzii. Venus poate corecta parțial această neînțelegere, dar nu ar trebui să vă așteptați încă la schimbări prea active. Planeta vă va crește atenția. Balanță. Balanța va trebui probabil să se certe mult în această săptămână, dar îi va fi mult mai ușor să-i convingă pe oameni că are dreptate, pentru că o are de partea ei pe Venus puternică. Principala interdicție a acestei perioade favorabile se referă la planurile de viitor. Nu ar trebui să spuneți nimănui despre ele. Vorbind despre planuri în mod public, Balanța poate invita ea însă și probleme. Planetele vă vor face mai vorbăreți și mai deschiși, ceea ce nu poate fi numite trăsături rele, dar ar trebui să fiți mai atenți cu vorbele, pentru că oricând puteți să pierdeți prea mult. Acum, acest lucru este absolut inacceptabil. Nu vă fie teamă să vă bucurați sincer de succesele celorlalți, chiar dacă nu ați reușit să le realizați pe ale voastre. Invidia este un sentiment otrăvitor care vă poate face să alunecați într-o gaură financiară și să vă pierdeți respectul, banii, succesul. Trebuie să vă concentrați pe voi, nu pe alții. Scorpion. Scorpionul trebuie să se ferească de oamenii cu energie negativă în această săptămână, dar plusul este că veți putea recunoaște astfel de oameni mult mai ușor. Dacă vă abțineți de la comunicarea cu persoane neplăcute, puteți depăși anxietatea internă. Din acest motiv, se recomandă să comunicați cât mai des cu cei care cred în voi și sunt în general optimiști în viață. Deci, scorpionii se vor proteja de probleme. Puteți obține dreptatea fără a înjura și a vă certa, cu simple fapte și cuvinte bune. Banii iubesc regularitatea și optimismul, mai ales acum. Faptul este că Venus își va consolida poziția, ceea ce le va oferi scorpionilor un spirit de luptă, le va crește simțul datoriei, încrederea în sine și, de asemenea, le va oferi dorința de a-și demonstra cele mai bune părți. O astfel de dispoziție va duce la o creștere a veniturilor. Săgetător. Săgetătorul, în această săptămână, va fi ajutat de planete, va fi mai puternic mental și va câștiga încredere în ceea ce este mai bun. Vremurile întunecate și perioada neagră s-au încheiat deja, așa că primul pas către un viitor fericit este conștientizarea acestui fapt. În această săptămână, săgetătorul va putea câștiga cele mai importante bătălii. Victoria tuturor posibilelor este să vă cuceriți pe voi înșivă și fricile voastre. Mulți săgetători își vor putea corecta viziunea, unde văd doar o gamă restrânsă de posibilități și evenimente. În același timp, vor veni puterea și înțelepciunea. Săgetătorul trebuie să fie mai atent și mai energic în această săptămână. Aceasta va fi o perioadă foarte bună pentru afaceri și activități financiare. Capricorn. Venus îl va ajuta pe Capricorn să rezolve problemele karmice, să-și îmbunătățească starea de spirit și să-și crească capacitatea de a rezista negativității.
Este timpul să preluați cele mai dificile cazuri, să căutați inspirație, să cunoașteți oameni. În săptămâna 8-14 mai, capricornii vor avea nevoie de capacitatea de a găsi un echilibru între muncă și timpul liber. Desigur, vă puteți scufunda cu capul în afaceri, dar atunci nu vă veți putea bucura în mod corespunzător de aura favorabilă a acestei săptămâni. Pe de altă parte, lenea și inacțiunea totală nu sunt, de asemenea, binevenite acum. Va trebui să munciți pentru a avea succes. Mercur este încă retrograd, așa că cel mai bine ar fi să nu împrumutați sau să dați bani cu împrumut. Vărsător. Vărsătorului îi va fi puțin mai ușor să interacționeze cu oamenii, în ciuda lui retro-Mercur. Asta înseamnă că puteți încerca să stabiliți comunicarea și relațiile cu colegii, prietenii, precum și să găsiți noi camarazi și asociați. Oricine poate rezista tentației va fi mai fericit. Astfel de vărsători nu vor avea nimic de regretat, așa că vor fi mult mai vioi, optimiști și gata să ofere bucurie altora. Marți va fi cea mai neproductivă și chiar periculoasă zi din cauza aspectului negativ dintre Uranus și Soare. Închiderea datoriilor în această săptămână va fi bună pentru prosperitatea financiară. Vărsătorul trebuie să se ferească de rivali și inamici în această săptămână, pentru că Venus va da putere tuturor oamenilor deodată. Pești. Peștii în această săptămână vor fi ajutați să-și găsească destinul. Mulți reprezentanți ai acestui semn vor putea înțelege de ce trăiesc, cum îi pot ajuta pe alții și cum pot câștiga mulți bani. Principala condiție a fericirii este perseverența, dorința de a face viața celorlalți mai bună, precum și dorința de a vă bucura pur și simplu de ceea ce se întâmplă, deoarece procesul în sine este important, nu scopul. Venus îi va ajuta și pe pești să învețe să uite nemulțumirile. Aceasta este o abilitate extrem de importantă, fără de care atingerea fericirii va fi pur și simplu imposibilă. Cert este că probabilitatea de a face o greșeală critică va duce la creșterea problemelor financiare pe termen lung. Retro-Mercur și Marte negativ sunt de vină pentru tot. Banii iubesc un cont, așa că în această săptămână ar fi bine să faceți un audit total. Vă urez tuturor o săptămână reușită, soare strălucitor deasupra capului, căldură și confort. Aceasta va fi o perioadă a schimbării, așa că încercați să scăpați de gândurile și sentimentele care împiedică schimbările favorabile să apară în viața voastră. Fiți deschiși spre fericire și optimism. Sper că acest clip v-a fost util. Vă încurajez să utilizați aceste informații cu încredere și să luați acțiuni pozitive în baza lor. Vă mulțumesc pentru vizionare și vă invit să vă abonați pentru a urmări mai multe clipuri similare în viitor.